Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Let's Play-ul Puppeteer. Ne apropiem astfel de finalul jocului și suntem la începutul actului 7, The Tyrant King. Aceste ultime trei cortine sunt ultimele trei părți ale jocului. Și aparent ne vom duce într-un ice level ceva. Și se pare că la sfârșitul cortinei 3 este posibil să ne luptăm cu Moonbear King, parcă îl cheamă. Da, Moonbear King. Hot on General Monkey's heels. Acum îl urmărim pe Monkey ca să facem rost de ultima bucată a Moonstorm Shard-urilor. Iar la sfârșit, aparent, Cutaro se va întoarce pe pământ în corpul său de copil adevărat și nu de păpușă. Over every last child's soul. As Jack Frost nipped at the boy's fingers and toes, a cold and unshakable suspicion was starting to tug at his heart. Hai să vedem. Wait, your highness, this is all... Ah, continuă de unde a rămas data trecută. Da, sper că vrăjitoarea nu prea mare cum să iasă din situația asta. But you were wrong. Once I've slapped down every last soul of every child on earth, no goddess, not even the sun, will be able to stop me. Hai să vedem dacă vrăjitoarea totuși ne va trăda sau nu. Văd că n-au omorât-o pe vrăjitoare. Și... Ok. Iată zăpadă. Și maimuța. Să mergem după maimuțoi să-l învingem. Da, cred că întrebarea picarinei nu era una retorică. Da, nasol cu gheața asta și cu... Fuck! Nu știam că poți să arunci bombe în ăștia ca să-i învingi. Înveți ceva în fiecare zi. Yeti. Well, who says Yeti? Yeti, băi. Nu Yetai. Ah, e Bullhead. Și cad fulgi de zăpadă. You know, some say that ski jumping began as a crude form of capital punishment. Okay, not cool. Păi acum pot să mă lupt cu ăștia liniștit, dacă știu că pot cu o simplă bombă să-i înving. Mai stau să mă
complic cu foarfecele. Prietene, toți inamici zic you'll never catch me și tot îi prind. Ok. E un cadou aici. With each passing moment, the Moonbear King's power increased. The mountain was a stubborn, snowy sentinel, but Kutaro forced himself to charge on. He had to complete the white moonstone. He just had to. Okay. Pomo asta, mic. Bombe. General Monkey was a crafty one. He knew he didn't have to. Nici n-am văzut pe ăla în spate. He'd already won, just so long as he kept the last moonstone shard out of reach. In the end, it wasn't brute strength or poison, but ingenuity that was giving Kutaro the most trouble. Wow, ce nasol e aici. Mai am un singur cap. Capul lui Mr. Pink. Serios? Deci până nu explodează... Ok, asta a fost foarte stupid. Deci îi dai bomba în mână, dar până nu explodează, încă poate să mă atace. Cumva. General Monkey was a crafty one. He knew he didn't have to fight Kutaro. He'd already won, just so long as he kept the last moonstone shard out of reach. In the end, it wasn't brute strength or poison, but ingenuity that was giving Kutaro the most trouble. Nu e foarte corect jocul la fazele astea. Mai dăm o granată aici. Ia uite ce-am găsit aici. Veveriți. Și ce fac cu veverița? Nice. Ce e la spot? Grinch? As Kutaro climbed higher, oh, fuck. The snow quickly turned to a blizzard. Snowballs great and small. Vântul ăsta mă împinge înapoi. Oh shit, ce. Deci cum aș putea să merg foarte repede până acolo, că... Da, trebuie să pierd obligatoriu un cap, altfel nu văd. Secret passage. Era so secret, având în vedere că era semnalizat acolo. Jump! Hai, Kutaro! Repede după cap, repede! And you probably thought Christmas trees, stockings, and presents were an earth thing. Why don't we decorate it? They didn't finish decorating the tree. Okay. Lame. Yay! It's a present from Santa. Oh, the lousy cheapskate. I guess the economy's bad in the North Pole too, huh? Why don't you just give us some coal, Santa? You and your stupid beard. Bon.
A world of But there was still no sign of General Monkey. Ah, sper că există și un cap de General Monkey's down Yeti. Escalator only went in one direction. Down into the abyss. Fight it, Kataro, keep moving! Dar ce? Sare prea mult. Ok. Sunt aproape. Și... ia uite, o maimuță imensă. Care face cuburi de gheață. Cred că o să fac să cadă. Popsicle, yeah. Nu, nu mai pot să-l iau acum. Da, din fericire am aici o, un nou cap. Și ne apropiem de maimuță. Kutaro followed General Monkey right into the icy maw at the mountain's peak. Say your prayers, Apeface. Apeface. Fuck. Check it out! Not even Monkey can outrun us now! A new challenger has appeared! Don't you let him win! Poor Kutaro just wasn't able to catch any air. Sunt niște pinguini malefici acolo. Pinguini roboți malefici. Nu știu cum puteam să scap de chestia asta. Aha, cred că am înțeles ideea. Ajungem direct aici. Oh well. Poate data viitoare. Oh fuck. Să fie mai mulți pinguini de aia. Mai am un singur. Ah, mi-a venit înapoi căpățâna. What? Shit. Ok. Deci e periculos să stai în dreptul gropilor. Mai au de aici un cap de brad. Și săgeata mea arată să merg pe aici, adică în jos. Nu știu ce trebuie să fac aici. Mai încercăm o dată, deci. Ok, și am sărit și... aha. Nu pot să zic că apreciez momentele astea în care nu-mi văd personajul direct. Da, și acum trebuie să fug de lavă.
Nice. Mai și un cap nou. Kutaro weaved his way through the bursts of hot magma. Ce viteză am prins. Hai să accelerăm un pic. Ce chestie aia care aduncă bile? Fuck! N-a reușit să scap înainte să-mi consume unul din capete. Hai că l-am ajuns în sfârșit. He also had a secret volcanic base designed to hide the secret rocket. I mean, no, good point. But gravity was no match for Kutaro as he sheared through the stratosphere and up into outer space. Sheila, please. Well, that's all she wrote. We're stuck here forever. Nasol. This looks like fun. Can I play? Ah, uite-o, că a venit pisica în ajutor. That the witch has been snatched by the Mune Bear too. Mune Bear. You have to save her. You have to? No, fuck no. You're kidding, right? Why would we? She was gunning for the Moonstone right from the start. At least now, she won't get in the way of reviving the goddess and sending Kitaro home. You know, I think you're missing the litter box for the droppings. We've got two things. Nu prea înțeleg ce vrea să zică motanul ăsta. Hurry up and choose your transportation. You've got a monkey to pursue. All right. Deci avem OZN, rachetă, pisica. Cred că o să iau OZN-ul. True story, bro. Ia uite-l pe monkey. For a very special reward. Space octopus, super. Actually, they're Martians. They're hideous. Why are we? Deci ăștia sunt marțieni. Na, oricum mai aveam un singur cap. Fine, but hurry up and choose your transportation. You've got a monkey to pursue. Gotcha now, monkey. We'll chase you out to the ends of the universe. Good for you. I think this calls for a very special reward. Nu știu cum am putut să sar și să nu sar peste bombă. Actually, they're Martians. Iar am sărit, mă, băi, nu știu ce e neregulă cu mine. On behalf of the Magical Theater, I would just like to apologize to all our guests for that completely inappropriate comment. I wasn't talking about... Kutaro had reached the asteroid belt. But that's strange. Isn't it supposed to be between Mars and Jupiter? Hello, Land of Dreams! Let's be a little here already. Let's be flexible. You might even say there's no such thing as left, right, forwards, backwards, yesterday, or indeed tomorrow. Right? It's Squid! Martian Squid! Oof. Hi, again. Măcar nu mai e de la început. Sunt pe Asteroid Belt. Kutaro had reached the asteroid belt. But that's strange. Isn't it supposed to be between Mars and Jupiter? Jump! Hello, Land of Dreams! Let's be a little flexible here already! Shit. Oh, would you just surrender already? Surrender!
surrender this! Hai că acum am înțeles cum stă treaba. You might even say there's no such thing as left, right, forwards, backwards, yesterday, or indeed tomorrow. Acum, sar. Martian squid. No, no. Octopi are from Mars, but squid are from Venus. Welcome to the warp zone. The warp zone? So dramatic. Okay, și... ce facem acum? When Kutaro and Picarina were done, ah, suntem în continuare. Spațiu. These marvels of science and intellect have been. Ew! More Martian and Venus. Venusian. Okay. Even their name is ugly. They're lost in space. Have some compassion. I'd get lost too if I was that gross. The space time. Da, am câștigat o viață, dar am pierdut un cap. Să zicem că e un fair trade. Ok. Trec și de faza aia. All of our honored guests are encouraged to sit upside down as to follow along. Uh-huh. What zone do you know? What? We have to do the gravity thing while warping? Man, I hate space. Oh, nu prea mai văd mare lucru. M-a cam confuzat așa faza asta. Am așa o presimțire că maimuța o să-și o ia grav de la Kutaro. No, deci efectul ăsta îmi rupe ochii în două. Abia văd. Opa. A, trebuia să iau capul înainte. Și cred că aici e boss fight-ul? Nu. No. Sau? Game time. Oh, shit. I weary of dealing with you simpletons. The monkey gloves are off. Look, Kitaro. Aha. Watch that heat signature, Ares. Someone's locked up. Nice. It's okay, Scorpio. Let that aggression. Tăiem... Scorpio, rock in the scissors. Tăiem constelații. Ah, și capul ăla a căzut prost. Ah, nu, e cel mai inventiv boss fight ăsta cu monkey. Am avut parte de chestii mai grele nivelurile trecute. There's no shame in going in circles. Cancer. Cancer. Heads up, Virgo! Explosive developments await. Și mai am un singur cap. Go ahead and pounce that boy. Yeah. I-a căzut casca. Iar a căzut pe lângă capul. Next. Bun. Easy enough. Hai să vedem acum. Ok. Go on, pește. Dare to be twisted.
When life gets hard, Capricorn, cut yourself a break. Keep it real, Sagittarius, because he's about to fall for your Good job. Și mi-am luat în sfârșit unul din capetele pe care le tot aruncă, două chiar. Now, where did I leave off? All right, Taurus. We're done. Ok. Și iată că asteroidul ăla chiar era o navă spațială. Și l-am învins pe Monkey. Haha. Thanks, Daddy, you saved our butt. Se pare că chiar e taică-su. Deci, chiar nu a mințit Picarina. Don't worry, I love you all the same. It was the moon bear. Bad monkey. He cast a spell. I told you to let the moon work out its own kinks. But did you listen? Okay, no, but. Măcar știm acum că Picarina nu era o impostoare. I warned her, beware of the dark side of the moon! Never turn your back on the shadows! But no, I want a balance. Light and dark and equal shares. Yeah, that's but Daddy, me and Kataro have worked so hard. Okay, deci se pare că soarele ne va ajuta să... Să-l omorâm pe Moonbird King. Sau să-l învingem, nu obligatoriu să-l omorâm. Oh, how's that? Sound good? Oh, Daddy, that would be solar. That would be solar. Daddy, oh shit. We'll find another moon, honey. You're no help. Fine, we'll take care of it. Ursul a bătut până și pe soare. Kutaro and Picarina descended from the brilliant center of the galaxy to once again face the dark terrors of the moon. Da, vom vedea ce se întâmplă în episodul următor, pentru că acest curtain s-a terminat. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru atenție și sper să dați like, share și subscribe. De asemenea, să vă uitați și pe celelalte materiale de pe Player One. Și până data viitoare însă vă las cu acest episod și vă spun la revedere!